Farul joacă astăzi împotriva celor de la Petrolul Ploiești. Farul vine din postura de lider pe Ilie Oan, având 21 de puncte în clasament, la fel ca și Rapidul, dar cu un gol averaj superior. Farul a arătat foarte bine, regele reușind într-un timp record să formeze un lot competitiv, având jucători de calitate care au forța de a se lupta chiar și la titlu în acest sezon. Constanțenii au 19 goluri marcate în acest campionat și cel mai bun atac al Superligii. Fece Farul Petrolul Ploiești se joacă în această seară de la ora 21.